Ieri au ieșit rezultatele preliminare în urma analizei rapide la probele de lapte luate din cele două școli din Brașov, de unde proveneau copiii cărora li s-a făcut rău după ce au consumat laptele primit prin programul guvernamental. Potrivit Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Brașov, rezultatele sunt negative pentru testul de enterobacterii făcut la lapte, coerența acestui gen de test fiind de 90-95%. Probele de lapte recoltate vineri de la cele două școli generale au fost supuse unui test ultrarapid, acceptat de Uniunea Europeană. Rezultatul este negativ, ceea ce arată că laptele nu conține enterobacterii. Miercuri vor fi gata și rezultatele complexe de laborator, unde au fost trimise probe de la laptele, cornurile și paiele care se introduc în cutiile de lapte distribuite în școli, a precizat directorul direcției potrivit mytex.ro. Reamintim că la sfârșitul săptămânii, 19 elevi cu vârste între 10 și 14 ani au ajuns la spitalul de boli infecțioase cu unele simptome specifice toxii infecțiilor alimentare, la scurt timp după ce au băut lapte și au mâncat din cornurile primite la școală. Aproape în acel același timp, alți șapte copii de la o altă școală au fost duși la spitalul din localitate cu probleme de sănătate similare. După ce au primit îngrijiri medicale, toți copiii au fost trimiși acasă, starea lor nefiind alarmantă.